Dragilor, bine v-am regăsit astăzi. Alături de noi este domnul Toma Pătrașcu, fondator și director al Bucharest Science Festival, probabil cel mai important eveniment de popularizare a științei din, din România. Domnia sa este și președinte ASUR, Asociația Secular-Humanistă din România, autor și, iată cum spuneam, fondator și director al Bucharest Science Festival. Astăzi vom discuta despre lucruri interesante, pentru că vom vorbi și despre o carte din colecția de știință, Matesi sa editurii Herald, Peștele din noi de Nil Shubin, dar vom discuta și despre proiectele în care. Este implicat domnia sa, domnul Toma Pătrașcu, o campanie, Cărturiada, o campanie de strângere, o campanie publică de strângere de fonduri pentru achiziționarea peste o mie de titluri de popularizare a științei, care vor ajunge, să spunem, pe băncile. Elevilor în școli. Foarte pe scurt despre aceste două evenimente, campania Cărturiada, un lucru mi se pare minunat în ceea ce privește partea aceasta de uh, promovare și de popularizare a științei, dar și uh, apropiatul să-i spunem, pentru că, dacă nu mă înșel, pe 27 începe, 27 septembrie, Bucharest Science Festival. Vă rog. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Hai să începem cu cărturia, da. Am lansat această, această campanie în august și o derulăm pe mai multe luni. Dorim, cum ați spus, să ducem cărți de știință în școli, să ducem mini-biblioteci de știință în școli, pentru că e nevoie. E o nevoie foarte mare de orice fel de informație științifică, nu numai în școli, și la nivelul întregii societăți. Dar cumva punctul în care putem acționa cu cel mai mult efect se află acolo, în tranșee, acolo unde copiii încep să descopere lumea, acolo unde încep să învețe, deci în școli. Ne dorim să ducem câteva cărți esențiale pentru înțelegerea Modul în care funcționează lumea și sperăm ca cât mai mulți dintre cetățenii acestei țări să încerce să contribuie la această campanie. Cumva este o acțiune la două capete, pe lângă faptul că, evident, vrem să le punem la dispoziția copiilor și profesorilor niște cărți esențiale despre știință, dar, în același timp, Vrem cumva să, să, să încercăm să coagulăm uh, un interes pentru știință la nivelul societății. Încercăm să-i uh, să facem pe oameni să înțeleagă că, fără știință, uh, omenirea nu ar putea să existe uh, așa cum suntem noi obișnuiți să, uh, să o vedem astăzi. Uh, Întreaga noastră societate este bazată pe știință, întreaga noastră societate se bazează pe ideea că cetățenii înțeleg măcar fundamentele științei. Și dacă această înțelegere se rupe, este subminată însăși baza societății. Și atunci, cumva, repet, vrem evident să ducem cărți de știință în școli, dar în același timp vrem să subliniem și importanța educație științifice și cumva să uh, considerăm că aceste donații pentru susținerea camp campaniei sunt și un gest simbolic de, uh, de a arăta că oamenii înțeleg importanța științei în societate. Cum e cu festivalul de știință. Festivalul a fost pornit acum un deceniu din aceeași dorință de, de a sprijini alfabetizarea științifică a societății, de a, de a aduce știința mai aproape de oameni și invers, și oamenii mai aproape de știință. De a o face accesibilă. Intrăm, de a o face mai accesibilă, exact. Intrăm într-un nou deceniu, este ediția 11 -a anul acesta. Peste două săptămâni va începe, pe 27 septembrie, mai precis, și uh, timp de 5 zile am uh, pregătit uh, nenumărate evenimente, atât pentru adulți cât și pentru copii. Uh, avem uh, de la uh, conferințe, de la Science Cafeuri, uh, unde vom discuta subiecte cât se poate de diverse, de la, nu știu, uh, schimbările climatice și până la uh, modul în care uh, sateliții de observare a Pământului ne ajută să, uh, să ne facem o idee asupra lucrurilor care se întâmplă aici, la noi, la noi acasă, uh, și până la evenimente, după cum am spus, pentru copii, pentru școli, uh, precum salonul de știință al școlilor, de exemplu, sau uh, vizite Organizate în laboratoare, în companii, în institute de cercetare. Asta, așadar, de pe 27 septembrie, timp de 5 zile, cu micul cu mare, dar și copii și adulți, bineînțeles, vă așteptăm la Bucharest Science Festival în București, cum spunea și domnul Pătrașcu, a 11-a ediție. Acum, ca să zic așa, fără să schimbăm macazul rămânând, bineînțeles, în zona de știință, vorbim despre o carte. Este vorba despre cartea Peștele din Noi, de Neil Shubin, o carte publicată în colecția Matesis a editurii Herald, colecția de știință, Bucurându-se de recenzii remarcabile, profesorul, paleontologul și autorul american și biolog, autorul american de cărți de popularizare a științei, Neil Shubin, oferă în peștele din noi o, i-am putea spune, monografie care tratează istoria evoluției într-un stil narativ relaxat și amuzant, pentru că tocmai vorbeam puțin mai devreme despre popularizarea științei, dar și extrem de bine documentat și explicat. Și vine, știind că, conform teoriei evoluționiste, ne tragem din primate, ordin al mamiferelor, vine Neil Shubin, face această călătorie în timp cu milioane și milioane și milioane de ani, studiem fosile și ADN și aflăm un lucru interesant și, la prima vedere, poate puțin Bizar pentru omul de rând, dar pasionat de știință. Aflăm că mâinile noastre sunt similare notătoarelor de pește, capul nostru are structura unui pește fără maxilare de mult dispărut, și că genomul uman arată și funcționează similar genomului viermilor și al bacteriilor. Este cât se poate de evident, dacă știi un pic de biologie, dacă ai măcar informațiile pe care ar trebui să ți le dea școala, ok cumva tot acolo ajungem, mai devreme sau mai târziu, uh, ar trebui să fie evident uh, această filiație. Uh, este cât se poate de simplu uh, dacă... Ok, ați pomenit despre pește. Uh, hai să facem o mică paralelă între pești și oameni. Uh, dar vom duce mai târziu paralela chiar și la uh, animale mai, uh... Mult mai primitive decât peștii. Dacă facem o comparație, vedem că cele două corpuri, corpul de pește și corpul de om, sunt organizate după principii similare. Este foarte evident dacă te uiți. Suntem vertebrate, deci avem un schelet și unii și ceilalți, schelet care este atașat pe o structură centrală care conduce, uh, care are un canal prin care trec uh, cabluri de date, să le spunem așa, mă refer la nervi, uh, cabluri de date care transmit informația pe de o parte între, hai să zicem, o serie întreagă de senzori, dacă rămânem în, aceeași, în zona aceleiași uh, Metafore, o serie întreagă de senzori care sunt distribuiți atât pe exteriorul corpului cât și în interiorul acestuia, date care sunt transmise prin aceste cabluri de date la un centru de procesare, mă refer la creier, care este amplasat în partea anterioară a, a corpului, la rândul său acest centru de procesare transmite comenzi înapoi către corp prin intermediul aceluiași sistem de transfer de date, deci prin intermediul nervilor. Uh, mai mult de atât, uh, până și mecanica celor două corpuri este similară. Uh, pomeneam despre schelet, uh, deci uh, despre, cum să spun, uh, despre uh, elementul structural fundamental, dar uh, a de mâini și de notătoare, dar vedem că de fapt ambele corpuri sunt capabile să se deplaseze folosind niște accesorii, uh, flate pereche amplasate în, uh, sunt două sunt seturi de accesorii, de perechi de accesorii care sunt puse de o parte și de alta corpului, uh, care sunt uh, manevrate de mușchi, deci sunt puse în mișcare de muști, care la rândul lor primesc comenzi prin intermediul acelui sistem de transfer de date de la centrul de procesare, adică de la creier. Mai departe, avem similarități și dacă ne uităm la, nu știu, la sistemul digestiv, la sistemul circulator, la sistemul reproducător și așa mai departe. Sunt foarte, sunt foarte multe, sunt foarte multe asemănări. Dacă facem uh, un pas sau chiar mai mulți pași în spate, de ce spun asta? Uh, ultimul strămoș comun al oamenilor de azi și al peștilor de azi a fost în urmă cu câteva sute de milioane de ani. Dar putem să mai mergem niște sute de milioane de ani mai în urmă și să vedem că suntem la fel înrudiți și oamenii și peștii, de exemplu, și cu organisme mult mai uh, simple. Uh, ca să vă dau uh, un exemplu, uh, mai uh, merg, de exemplu, prin școli uh, ca să le mai povestesc copiilor despre diferite aspecte ale științei și uh, cu această ocazie, de exemplu, le-am arătat uh, un organism microscopic, este un animăluț microscopic, foarte răspândit, face parte într-o clasă foarte, cu foarte mulți membri, se numește, e o clasa animăluțelor micuțe care se numesc rotiferi, ok, sunt animăluțe microscopice, animăluțul la care mă refer acum se numește filodina, la prima vedere, ce am putea să avem noi sau peștii în comun cu o chestie super micuță care se zbenguie prin apă și pe care nu poți să o vezi decât la microscop. Din nou, dacă faci o analiză a structurii de această dată a celor trei organisme, om, pește, rotifer, filodina, să zicem, vedem că, de fapt, toate trei, din nou, au în comun aceea structură generală a corpului. Și noi, și peștele, și filodina, putem să fim văzuți ca un fel de cilindru în linii mari, sau în fine, un fel de corp care are un canal interior. Mă refer la tubul digestiv. Deci avem un tub digestiv, pe la un capăt băgăm mâncare, deci avem nevoie de mâncare ca să avem energie, nu? Și să avem materialele din care să ne construim corpul. Pe la capăt, la mijloc, se petrece un proces de prelucrare a acestei Mâncări, la capătul celălalt ejectăm resturile, lucrurile de care corpul nostru nu mai are nevoie. Sunt foarte multe animale care sunt structurate după acest sistem. Un tub digestiv înconjurat de corp. Putem să mai facem și alte paralele. Filodina, oricât ar fi ea de mică are și ea un sistem de prelucrare de date. Evident, nu atât de uh, avansat ca al omului, uh, nici măcar uh, la nivelul peștelui nu este, dar în continuare există cabluri de date, există nervi care transmit informația între senzori și niște centre de prelucrare, niște ganglioni nervoși. Care, precum unor mici procesoare, analizează informațiile din mediu și decid asupra reacțiilor corpului, astfel încât acesta să supraviețuiască, să-și găsească hrana și așa, așa mai departe. Putem să mergem și mai departe și să ne uităm la nivel molecular și vom descoperi că, de fapt, Întreaga baza funcționării și nu numai a noastră, a peștilor și a filodinei, dar chiar și funcționarea plantelor și funcționarea chiar și a celor microscopice, chiar și a celor unicelulare, chiar și a simplelor alge. Până la urmă, chiar și funcționarea microbilor, de fapt, se bazează pe același set de reacții biochimice, pe aceleași. Um, pe aceleași coduri de, uh, care folosesc la stocarea informației și la uh, citirea, și, uh, la citirea ei și la uh, uh, punerea în uh, uh, practica uh, a și până la folosirea informației stocate în diferite sisteme. Mă refer la sistemele genetice de stocare a informației. Ce ne, spune, uh, ce ne spun toate aceste paralelisme, aceste uh, similarități? Ne spun că, de fapt, toate organismele vii de pe Pământ au un strămoș comun. Strămoș comun care, evident, uh, a fost uh, foarte simplu, dar din el au evoluat de-a lungul miliardelor de ani, acum nu mai discutăm doar de, doar de sute de milioane, ci trecem la mai facem un pas și ajungem la miliarde de ani. Dar în miliarde de ani, din acest strămoș comun, au evoluat toate vietățile pe care le vedem acum, de la om până la alge cum a apărut acest strămoș comun, acest strămoș comun în sine, la rândul lui, era un organism deja foarte evoluat față de primele sisteme cu autoreproducere care au apărut pe pământ. Se pot face iarăși niște pași în spate și să meargă de la acest organism la niște simple sisteme chimice care s-au auto asamblat și care au început să evolueze. Pentru că de fapt cartea lui Shubin mai mult decât să discute despre cum noi ne tragem din niște animale mult mai vechi. De fapt discută despre un principiu mult mult mai general. Discută despre faptul că în momentul în care ai un sistem care se poate autoreproduce și care în procesul de reproducere, din vari motive, ajunge să difere puțin o generație față de alta. Adică, generațiile nu sunt perfect identice. Generația 1 nu este perfect identică cu generația 2, ci pot să apară mici diferențe între generații. În momentul în care ai un astfel de sistem, prin forța lucrurilor, sistemul se va schimba. De ce se va schimba? Pentru că va încerca să se adapteze condițiilor de mediu. Nu este nimic misterios. Acele. Uh, acei indivizi care sunt mai potriviți să lase urmași vor lăsa mai mulți urmași decât cei mai puțin potriviți. În timp, uh, sistemul în ansamblu va deveni din ce în ce mai adept să se autoreproducă în contextul unor anumite condiții de mediu. În momentul în care condițiile de mediu se schimbă, deci presiunile asupra sistemului care se autoreproduce, se schimbă și acesta va evolua pentru a genera noi forme. În timp, un astfel de sistem va genera o varietate extraordinară de mare de forme de viață, în ghilimele. De ce pun ghilimelele? Pentru că Ok, evoluția funcționează în domeniul biologic, o vedem, nu? Vedem cum noi am evoluat de la niște organisme unicelulare și am ajuns unde am ajuns, dar o vedem și în domenii complet neașteptate, precum evoluția virusurilor de calculator. Sunt programe, nu poți să le spui că sunt vii, nu? Dar care, în anumite condiții, se replică. Și există anumite tipuri de virusuri care uh, se adaptează, virusuri de calculator, virus de calculator care se adaptează, astfel încât să uh, reziste mai bine presiunii mediului din nou unghiile mele. La ce mă refer? De exemplu, mă refer la uh, uh, sistemele antivirus care încearcă să blocheze replicarea acelor virus de calculator. Și există o permanentă cursă în armării între virusuri pe de o, între de calculator pe de-o parte și programele uh, antivirus. Uh, vedem, uh, de fapt, un, uh, o instanță, evident, foarte simplă de evoluție darvinistă, care nu se aplică strict în zona ființelor vii. Eu repet, virus, virusurile de calculator nu sunt vii. Cu toate acestea asupra lor acționează evoluția. Și așa mai departe, acest principiu se poate aplica în foarte multe domenii. Și bine aduce dovești științifice conform cărora viața omului modern este profund influențată de istoria evoluției. Și aici apare partea, iarăși zic eu, bizară. Iar principalele maladii cu care noi ne confruntăm astăzi, mai al omul contemporan în prezent, Diabet, boli cardiovasculare, obezitate sunt consecințele transformării peștelui din noi, spune Șubin. Uh, și cumva extrapolând și înțelegând că purtăm în noi o istorie de milioane de ani, Shubin, însuși ne explică în nota lui umoristică care îl caracterizează că avem un corp construit pentru un animal activ, dar stilul de viață al unui cartof. Că tot vorbeam de o, despre obezitate, și bineînțeles el se referea și la sedentarism. Trebuie să înțelegem că uh, evoluția funcționează, dar funcționează într-un număr mare de generații. Nu spun într-un timp lung, ci spun într-un număr mare de generații. În cazul oamenilor, uh, nu, în cazul nostru, o generație durează, habar n-am, să zicem 20, 25, 30 de ani. Uh, în cazul nostru, numărul lung de generații înseamnă și un timp lung. Sunt situații precum în cazul bacteriilor în care generațiile se succed odată la 20 de minute și atunci uh, timpul în care uh, intervalele de timp în care vedem uh, că funcționează evoluția sunt mult mai scurte. Dar să ne întoarcem la oameni. Uh, stilul nostru de viață actual a apărut de foarte puțină vreme. Noi, de fapt, nu am reușit să ne uh, ajustăm prin, prin uh, evoluție naturală, să ne ajustăm funcționarea corpului, astfel încât să corespundă stilul nostru de viață. Uh, toate animalele în general, toate vietățile în general, uh, suferă mai degrabă de o lipsă de hrană decât de o abundență. De hrană, nu? Uh, și noi suntem uh, obișnuiți să facem față mai degrabă lipsei hranei decât uh, unei hiperabundențe. De câteva zeci de ani, sau chiar dacă ne uităm și mai în spate, poate chiar și dintr-un punct de vedere, chiar și de niște sute de ani, cantitatea de hrană disponibilă a tot crescut. Uh, nu, primul pas a fost făcut neolitic, când uh, inventarea agriculturii a dus la, la un prim boom al disponibilității hranei. Uh, dar, mai ales în ultimii zeci de ani, uh, productivitatea enormă a agriculturii a dus la o disponibilitate aproape nelimitată a hranei. Uh, până relativ de curând, teama cea mare era că oamenii se vor înmulți mai mult decât resursele uh, disponibile de hrană. Exact. Uh, vedem că, în momentul, că noi am reușit să depășim această problemă, cel puțin în momentul de față. Uh, nu se pune problema. Chiar dacă în anumite zone ale lumii uh, există foamete, există malnutriție, există subnutriție, problemele acestea țin mai degrabă de anumite uh, uh, de anumite cauze politice și de uh, probleme locale, date repet, date de modul în care sunt conduse diferitele teritorii. Nu uh, nu există subnutriție și foamete din cauza uh, unei lipse absolute a Aha a hranei, a alimentelor. E, dar acest lucru este un lucru nou și corpurile noastre nu sunt adaptate să facă față unei abundențe uriașe a hranei, mai ales a hranei intens calorice. Evident, peste... 10.000 de ani, oamenii probabil vor evolua astfel încât să poată să facă față natural, în ghilimele, acestei abundențe. Dar până atunci, mulți oameni vor suferi. Trebuie să ne schimbăm noi puțin modul în care ne relaționăm cu lifestyle-ul actual. Dragii noștri, o discuție foarte interesantă a fost altul de noi, Toma Pătraș, cu președinte Asur și, cum spuneam la începutul discuției noastre, fondator și director al Bucharest Science Festival, care va începe pe 27 septembrie. Am discutat despre cartea Peștele din noi de Neil Shubin, o carte publicată în colecția Matesis de știință a editurii Herald. Nu uitați și despre de celelalte uh, titluri. Este vorba despre Carl Sagan, uh, Cosmos, Lumea și Demoniei, uh, Miliarde și Miliarde și multe alte cărți de știință pe care le găsiți în campania desfășurată pe site-ul editurii Herald. Încă o dată, mulțumiri!